Consiliul Concurenței a cerut încă din cursul anului trecut eliminarea cotei de maxim 5% la contractarea paturilor din privat finanțate din Fondul Asigurărilor de Sănătate. Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, medicul Marius Tăutu, a declarat pentru Regio TV Transilvania că încă nu au primit nicio precizare în acest sens. Încă nu avem precizări în acest sens. Noi încercăm încet încet să pregătim documentația pentru semnarea începând cu 1 mai a contractelor cu furnizorii de servicii medicale. Nu știm ce va fi cu această cotă de maxim 5% pentru contractarea paturilor în spitalele private. De altfel, încă nu avem stabilit numărul total de paturi pentru care se vor contracta servicii la nivel de județ, a precizat Marius Tăutu. Întrebat dacă primirea cu întârziere a prevederilor legale și modificările intervenite vor întârzia semnarea contractelor de servicii medicale cu spitalele, Marius Tăutu a afirmat că informațiile vin destul de greu, dar încercăm să pregătim toată documentația pentru contractare, deoarece și așa timpul este scurt. Sperăm să nu întârzie mult semnarea contractelor cu spitalele. Mai sunt câteva zile până la 1 mai, dar mai sunt și nopți și suntem obișnuiți. Vom încerca să avem contractele semnate începând cu 1 mai, a declarat Marius Tăutu. Această limitare la 5% a fost scoasă din proiectul hotărârii pentru adoptarea pachetelor de servicii medicale și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, întrucât Consiliul Concurenței a spus că este neconcurențială. Atât casele de asigurări de sănătate, cât și furnizorii de servicii medicale și pacienții așteaptă ca proiectele care reglementează sănătatea și care au fost modificate de câteva ori în ultimele luni să devină legi și să își producă efectele.